Numele meu este Alexandru Sâncescu, sunt Data Analyst BT Provider și Tableau Certified Associate. Astăzi vă voi arăta cum puteți construi un span chart sau range chart. Aceste tipuri de grafice sunt utile pentru a vedea min și max-uri pe o anumită măsură. Sunt folosite și în analiză financiară pentru a vedea, de exemplu, prețul de deschidere și de închidere la bursă pentru anumite stocuri sau maximul și minimul zilei pe un anumit stoc într-o anumită zi. Ok, pentru a construi acest tip de grafic o să creăm prima oară două calculated fields. Primul o să fie min profit, care va fi min de profit. Ok, și o să-l duplic pe acesta pentru a face max de profit. Ok, max de profit. Am obținut cele două calculated fields. Acum, o să mă uit pe order date, așa că o să trag order date la coloane. Să dau right click și o să mă uit la quartere, dar continue. Obținem o axă, dar aș dori mai degrabă un header, așa că o să selectez aici discrete. Ok, și obținem header-ul nostru și să facem un fit entire view. Bun. Acum, voi aduce measure values pe rows. Obțin toate măsurile, una lângă alta, în această minunată vizualizare. Dar vom scoate tot în afară de min și max profit. Selectăm cu control și dăm delete. Și am rămas cu două linii, una fiind max profit și una fiind min profit. Ok. Mai aducem o dată measure values la rows și obținem patru linii. Vom selecta cea de-a doua axă, aceasta, și vom da right click, pardon, și vom zice dual access. Vom mai selecta o dată right click și synchronize access. Bun, și am acum două linii suprapuse. Nu vreau asta, evident. Așa că aici, în zona de marks, unde avem measure values, pentru primul measure values, deci prima axă aceasta, vom selecta în loc de acest line automatic, circle. Da, și obținem cerculețe. Să aducem measure names pe culoare. Ok, astfel încât vedeți max profit are o culoare și min profit are o culoare. O să editez culorile puțin. Ok. Iar pentru cea de-a doua axă, dacă dau click aici, cea care este linie, acest measure names care este la detail, îl voi duce pe path. Astfel legând min și max pentru fiecare quarter. Similar cum am făcut la dumbbell chart. Doar că vom da click pe acest size și vom mări size-ul. Nu mai vedem cerculețele, au dispărut. Asta pentru că în sistemul acesta de axe trebuie să selectăm prima axă, cea pe care sunt cerculețele. Să dăm right click, pardon, și să zicem move marks to front. Ca să vină cerculețele în față. Și așa construim un span chart. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, nu uitați să ne scrieți.